S-a făcut deja ora 9 și 16 minute, nici n-am simțit când a trecut timpul. Cred că e normal într-o zi atât de importantă precum este cea pe care o trăim aici împreună. 1 iunie, cea mai exibiție liberă națională și au venit alături de noi copiii de la Contrapunct. Sunt de prieteni vechi, vechi, încă din antichitate, așa e? Da! Bună dimineața, copii! Bună dimineața! Ce faceți? Cum sunteți? Foarte bine! De ce ați venit aici? Ca să vă urăm numare la mulți ani. Mulțumim! Numele noastră și să ne urmăriți pe tatălul din parc. La ce oră? La ora... Știi tu sau să zic eu? Da. La ora 6:30 și 7:20. Și ce se face cu atunci? Vom gânda și vom dansa. Mami! Trebuie să-mi faceți o scurtă, mică mostră de cântat live? Sigur că da. Ce? Alegeți un gând de cel scurt. Da. 3, 2, 1 și... Sunt un copil, ca orice copil, nimic spectaculos. Sunt ca oricine, e rău sau e bine, e greu sau e frumos. Excelent! Cum să nu fie ceva spectaculos, să fii copilul cea mai tare șmecherie care ți se întâmplă în viață. Eu vă doresc la mulți ani, vă mulțumesc că ați fost împreună cu noi și abia aștept să vă văd pe scenă. Foarte multă! Mulțumim! Și încă ceva, pe voi ce vă face fericiți? Dacă trebuie să faceți ceva, toți deodată. Muzica! Muzica! Excelent! Vă mulțumesc, copiii, vă pupăm! Succes pe scenă, copiii de la Contrapunct, urcă pe scenă la ora 6:30 și 7:20 seara. Baftă!